Invitatul meu de astăzi cochetează cu teatrul încă din copilărie. Este un cunoscut regizor de la noi, dar și peste hotarele țării. Bine ai venit la noi în studio și la podcastul Revenir care inspiră. O salutăm astăzi pe Slava Sambreș. Bună! Bună, bine v-am găsit! Cum ai ajuns? Mers. Bine, destul de ușor. Chiar am venit mult mai devreme decât la ora la care ne-am înțeles. Adică am venit cu cu un taxi. Așa, ne de, uh, regizorii cu taxi? Așa, să duși și regește? Limuzină? Nu mai permitem uneori. Ah, ok, am înțeles. Limuzină <laughs> nu. Limuzină, nu. <laughs> Cine este Slava Samreș? Aoleu. <laughs> da. Uh, nu știu ce să răspund acum, bănuiesc că e de meditat aici, la, e de gândit la asta. Mă rog. Acum, ca să merg așa, mai ușor, mai la suprafață. Un om care se plictisește foarte repede. Aoleu! De zi ori, trist. Ceea ce nu înseamnă că sunt supărat. Pentru că multă lume mă întreabă, de ce ești supărat? Și întrebarea asta deja a început să mă obosească. nu supărat! trist de natura mea! <laughs> că... Și cred că sunt cel care vrea să se descopere bănuiesc. Trist, vorbim din la caracter sau trist, gen așa o fire? o dai mai mult pesimism sau Eu nu-mi dau seama exact. Că e firea sau, deseori vorbesc și cu fratele meu, cu sora mea, au și ei chestia asta, poate fi ceva genetic sau. Dar nu, eu, adică analizez și viața, nu e destul de nu prea de Mi se pare o fericire. A, Sine. Ok. Ziceai, de fapt, despre genetic și mi-am adus aminte. Este ecuația fericirii, apropo, și acolo se vorbește despre, într-o sută de procente, 50 îl au geneticul, atunci când mm -hmm. vorbim despre fericire. Mm -hmm. 40 la au voința de a da. schimba și 10 le au doar condițiile în care trăim, sau mediul. Eu, de fapt, am mizat mai întâi de toate pe mediu. Eu eram sigur că fericirea e mai de mult. Și mi-a dat așa, știi, 50, tu mai genetic. Da, dă cu semn de întrebare, adică da. nu, nu știu. Pentru că analizez, chiar întâlnesc cu unii oameni care, indiferent de evenimentele care se întâmplă, sunt uh, foarte bine dispuși, cu zâmbet, uh, o, mereu își creează tot felul de evenimente, adică mai mai mici, mai, da. o mică distracție în sensul ăsta, dar sunt plini de viață, sunt. Uh, și mă uit de se ori analizez, dar. Cum ești plămădit, Dumnezeu De ce tu? Ești bucuros, eu nu. De nu unde? De, găsesc cu momentul ăsta. De unde atâtea da? E, trebuie să ne no. vedem mai des, eu am să, am să, mă, am să mă lepsesc, nu cu să ier, le dar nu în perioada asta, știi. No. Ok, Sava, de ce, de ce teatro? teatru? Uh, Acum, la fel, e o întrebare care, la care greu să răspund, bănuiesc. Uh, Bine, o să încep iarăși cu copilăria, deja răspunsurile clasice la mai mulți artiști. De mic mi-a plăcut să ies pe scenă. Nu știu dacă a fost tocmai asta. Spuneai că ai fost un copil timid. Da, foarte timid. Nu eram, zic, nu știam să... Nu eram capabil să zic o urătură de revelion când se făceau la școală matineile și așa. Nu-mi plăcea, deci nu-mi plăcea. S-a produs un declin la un moment dat, inspirându-mă din cineva, și atunci am început să cochetez, să mă încerc în ale actoriei, ca să-mi dau seama că îmi place, și să descoper teatru pe parcurs. Ceea ce vedeam acolo, atunci când eram mic, cum îl percepeam, pentru mine era o magie, un miracol, ceva foarte ascuns, de neatins. Acum pot să-l explic că e metafizic. Până atunci nu înțelegeam chestia asta. Dar acel uh, necunoscut mă provoca foarte tare să Anume să cunosc, da, să, să descoper. Foarte tare. Da. Zim, te rog, în teatru e mai mult creier sau inimă? După mine, azi, teatru înseamnă creier. Mm -hmm. Bună da. treabă. Inimă e mai puțin. Uh, so... Inima vine odată cu creierul. <laughs> Merg la braț. Dacă lucrurile sunt gândite... Emoția funcționează mână în mână cu creierul. Foarte tare. Știm că ai fost plecat. Da. De aici, din țară. Mm. Unde? Uh, am plecat în România, am plecat la București, am făcut un master în regie, la un prof absolut fantastic și chiar mă consider norocos. Cum îl cheamă? Ducu Darie. Oh, da, uh, De pe sticlă. Da, a murit. Iertă. Uh, dar omul ăsta m-a făcut să mă reîndrăgostesc de teatru pentru că în momentul în care plecasem la București deja de de semn de întrebare să mai continui în teatru sau nu uh, și eram așa un fel de, am încercat norocul uh -huh. intru la facultate ok, nu, asta e, mă duc în Italia la spălat de vase, știi cum chiar era mega ok cu asta tu ai plecat din Republica Moldova deja la o vârstă destul de... 37 de ani. Da, uh. adult erai și ai făcut din nou... Da, uh, da. Uh. da. pentru mine a fost o a doua tinerețe, București. A doua tinerețe, Exact, da. Încă vremea da. de studenție ai mai 13. Și a fost foarte frumos, pentru că lucrurile au, erau conștientizate în sensul ăsta, adică uh -huh. dădeam seama, eram na, de foarte matur, să zic așa, dar îmi plăcea faza asta că Treceam prin aceleași evenimente pe care le-am mai trăit, odată fiind student, adică uh -huh. cămin, stat în cămin, la fel, cursuri, profi. Tu ai stat la cămin la 37 ani? În la București, București, da. Wow, exact, ce tare! Da. Și am trecut prin aceeași experiență, experiență. doar că fi matur. Geanta nu primeai de acasă, înțeleg. Nu. <laughs> Bine, mai primeam câteodată, mai trimitea Emilian câte ceva, așa ca să mă mai alinte. Dar îți zic, e frumos să parcurgi încă o dată drumul ăsta, fiind matur. Mm. Pentru că le înțelegi total altfel. Au alt preț. Studiezi mai mult, oare? Exact. Da, ești, tu ești foarte conștient de faptul că odată ce ai fost admis la această facultate, profiți de faptul că ai niște profi minunați de la care poți să înveți foarte mult. Eram aproape că flămând de cursuri, de a învăța, de a cunoaște. Deseori eram nesuferit cu proful meu pentru că ceream foarte mult el deja fiind bolnav uh -huh. și bine, avea și o dragoste față de mine. Dar că eu îl oboseam, bănuiesc, câteodată cu... Foarte multe întrebări, de ce, pentru ce. Voiam să înțeleg exact cum se gândește un spectacol, cum se concepe un spectacol, în sensul de a. Pentru că aveam foarte multe întrebări pe care mi le puneam parcă un drum de la facultate sau de la Teatrul Bulandra până la cămin, îmi tot puneam întrebări și atunci căutam mereu un răspuns. Și voiam să-l capăt anume de la el ca să-mi confirme ceea ce um, încercam eu să găsesc ca și răspuns. Nu știu dacă am fost tot mai explicit da. acum în ceea ce am zis. Am înțeles, da. da. El era, de fapt, el e idolul tău în regie. Uh, Sau... El e idolul meu în... ca profesor. Ca profesor. Da. Eu citesc din el deseori, chiar și acum și în repetiții, și acum la Tatrul Ceafăru. Uh, am multe fraze uh, care au devenit clasice deja și citesc deseori din el, câteodată că ne întâlnim cu foștii colegi de la facultate și chiar cu generațiile mai mari decât mine, la fel, citim din ducuri, râdem, pentru că era un izvor nesecat de umor, destul de ironic. Uh -huh. <laughs> și amintim, da, ne amintim destul de fain despre el. Ai plecat din Republica Moldova, chiar dacă aici aveai o activitate destul de bună. Da. Și erai deja cunoscut. Da. Jucai teatru, lumea știa de tine. Da. Marea majoritate în domeniul ăsta erai destul de sus, zic eu. De ce ai plecat atunci? Cum să zic? Era, uh... Există un, un moment în care ajungi la un oarecare nivel și, cum am zis mai devreme, sunt omul în care mă plictisesc foarte repede. Mm -hmm. Uh, nu mi se mai părea interesant, simțeam că nu aveam unde să cresc uh, și chiar simțeam asta pe păi, bune. Simțeam că îmi lipsește uh, o școală bună de regie. Uh -huh. uh, adică astea au fost. Plus, am avut și o neînțelegere, un conflict la teatru Eugen Ionesco, din cauza căruia am plecat. Uh, eram absolut dar e busolat, distrus, chiar pot să zic moral. Deci, chiar nu mai voiam să fac teatru, după conflictul ăla. Și încercarea mea la București a fost, așa cum am mai zis, hai să încerc să văd ce să Cu ce când ai plecat? Să revii sau ba? Nu. A, nici cum era categoric. Nici ca nicio formă, nu voiam să revin. Mm -hmm. Și când am revenit, am revenit din cauza pandemiei. Uh, nu știam ce să fac, să accept propunerea de a mă angaja la Lucea Fărus sau nu. Am analizat destul de mult. Dar tu nu ai venit și lumea ce să caute, pentru că s-a dat zvon în țară că ești. <laughs> Cred că doar, probabil, <laughs> da, probabil. <laughs> da. Și mi-a luat foarte mult timp să mă gândesc după ce am făcut acest pas. Am avut și o perioadă de timp de regret, în sensul că eu voiam să-mi construiesc viața la București. Adică în România, mai curând, na, nu îmi contează București sau așa, dar în România să fiu acolo. Deja mă integrasem, deja aveam cercul meu de prieteni. Bine, l-am și în continuare. Te uh, cheamă? Da, mă cheamă destul de des. De ce ți-i acum, dacă să ne gândim la București? da, da, da la București? Da. Am avut niște trăiri, în primul rând, total noi pentru mine. București e frumos, urât, așa ca și oraș, să zic. Adică e și prietenos și nu, dar depinde, acum depinde de oamenii cu care, pe care îi întâlnești. Pentru că ăștia de fac, fac București să fie frumos. Exact. Sunt, am întâlnit oameni absolut fantastici. Oameni care te ajută necondiționat. Oameni care te înțeleg, țin legătura cu ei până azi. Ce ți-au zis când ai zis că revin în Moldova? -ă, să stau cât o stau în carantină, dar să vină înapoi. <laughs> ok, noi avem nevoie de tine. Asta aici, era da? condiția. Bine, nu m-am ținut de condiția asta, mă rog. Uh, am intrat la Luceafăru, m-am îndrăgostit treptat de acest teatru. Uh, Ce scop... te-a făcut să te îndrăgostești? Oamenii de acolo. Niște oameni sinceri, niște oameni simpli, niște oameni care uh, care n-au intenții rele, nu se bălăcăresc în bârfe, ceea ce este foarte frumos și de preț, oameni care își doresc pe bune să lucreze, oameni care au fost chinuiți, să zic așa, oameni despre care nu s au auzit nimic de ei și asta m-a motivat să rămân ca să creăm împreună, să putem să ne demonstrăm că e posibil ca să existe teatrul. Ai avut nevoie trăiescă. de adaptare când ai revenit acasă? Da. În... Exact. Cam cât timp? Păi, acum nu mai știu, dar mi-a luat ceva timp, zic că am avut și recrete, că am acceptat. Uh, faptul că am tăiat din planurile mele cu România, la fel, a fost destul de dureros pentru că mă visam acolo, mă vedeam departe cumva pentru că în România este o competiție destul de acerbă, așa, între regizori, există o piață de teatru și atunci asta îți dă creștere, vrei să lupți. Ești competitiv? Să dai din coate, da, sunt de felul meu. Să dai din coate ca să zici că am și eu, sunt și eu aici. Eu, eu tot fac spectacol. Exact, da. da. Le imaginez, da. da după și, uh, aici e... Mai puțin, aici deja lucrurile cunoscute, lumea știe cine sunt eu și așa. Un schimb mă motivează Teatrul Ceafur. Să crească, el. da, să crească, să venim cu proiecte uh, necesare, cu proiecte curioase, uh, noi pentru spațiul de aici, uh, să creștem împreună, să mai aduc oameni, să atrag oameni frumoși, să creez o comunitate. Pentru mine asta e foarte important, ca Teatrul Ceafur să devină o comunitate și nu doar de spectacole, ci de vizionări de filme, să pictăm împreună. Acum... Să pictăm? Da. Și știu că ai pictat tu. Acum... Da, Parim am făcut niște, adică la teatru s-au făcut un șir de ecobeguri, adică la nu știu câte la număr. Ne chinuiam să găsim un print, ce să printăm pe ele și așa. Și după am ajuns la o idee care mi se pare absolut fantastică. Avem patru pictori angajați în teatru. Și le-am repartizat, am pictat și eu pe un ecobag Și fiecare artist să picteze, gen, 10 ecobaguri sau așa, uh -huh. cu semnătura lor și cu tema Teatru Societate, Teatru Oameni. Oh. De ce ar trebui să meargă lumea la Teatru? Mai, nu știu ce să. O, o societate lipsită de cultură este o societate mediocră. Este o societate foarte ușor de manipulat. Teatru învață până la urmă. Adică cât de tare n-am vrea să... Nu știu. Pentru că sunt unii care zic, teatru nu învață, teatru pune întrebări. Nu, teatru învață. Teatru educă. Educă, exact. Teatru este cel care își cerne între ce e bine și ce e rău. Teatru pune întrebări. Teatru trebuie să fie acum, aici, azi, legat de evenimentele care se întâmplă. Pentru mine teatru este, dă un echilibru societății, în sensul ăsta. Un echilibru de comportament uman în sensul ăsta. Consider că suntem ca popor săraci spiritual sau... Da, din păcate o să zic asta, că cam că săraci spiritual, adică pătura e destul de subțire, <laughs> cred eu. Pentru că a plecat, au plecat foarte mulți oameni. Eu mi-amintesc de anii 90 și ceva, unde această pătura intelectualității era destul de groasă, adică era chiar o plapumă. Ei, din păcate, oamenii au trebuit să plece și au plecat grupuri mari. De ce crezi că pleacă? Uite, ai plecat și tu? Au plecat și alții? Unii probabil stau la dobi să plece? Alții să revină? Mă, zic că ia, am plecat că e destul de închis cercul aici, destul de mic spațiu. Probabil că la un moment dat începem să ne rotim Asfixiam ca. unul de altul. Exact, și ne rotim nu... în aceeași roată ca șobolanul, știi cum, în acești... E cumva pe loc, e ciclic știi, și toți avem știți? nevoie de, da, să ne... de acele momente care să ne trezească, să ne dea emoții, să vrem să trăim, să vrem să continuăm, să mergem mai departe, să avem scopuri spre ce tinte, în sensul ăsta. Dincolo de asta, există sărăcia, asta tot e un factor foarte important. Ce să mai zic? Da. Asta. Când spui sărăcie, spui multe, știi? Da, și e nevoie de o deschidere, sigur că da. Pentru mm. mine este important ca Republica Moldova cultural să se deschidă spre alte țări, spre alte spații. Da, așteptăm, sperăm, lucrăm la asta. Da. Când tu ai revenit, ce frici de bază ai avut? Uite câteva chestii care îți stăteau mereu în cap. Ai avut stări de astea? Da, acum încerc să-mi amintesc. De respirația greoaie, gen și frica despre unele evenimente care urmează să se întâmple, dar care nici nu avem de unde să știm. Bă, acum să zic de pandemie, e în regulă? Sau nu da, e spune? în regulă, pentru că era chiar în perioada de fapt, toți atunci am fost în... Apropo, pentru tine pandemia, crezi că a, a făcut un lucru bun? A jucat bine? rolul în piesa ta, pandemia? Mă, până la urmă, da. Adică eu realizez că nu a fost tocmai rău. <laughs> până la urmă, ea te-a dus acasă, nu? Dacă vorbim de pandemie. Ea m-a dus acasă. Pandemia m-a făcut să am foarte mult timp pentru citit. Aha. Lucru care se întâmplă mai... Ră... Adică am tot felul... Am cărți pornite, începute, multe. Da, te înțeleg aici. Și la un moment dat le opresc pentru că. Trebuie să fiu, te încurci între ele. Trebuie să fiu conectat pe spectacol și așa, așa, gândurile sunt doar acolo canalizate. Și apoi când iau cartea să citesc, nu, îmi vine greu să mă concentrez pe altceva pentru că mereu mă gândesc la spectacol. Și tot ce caut să citesc ca documentare ține de acel spectacol. Acum despre frici. Da, frica de virus era foarte mare. Mi se părea așa un inamic invizibil care mereu. Îl urmărește. tot. Bine, eu mai sunt și ipohondric puțin. Oh, uh, combinația perfectă dacă vorbim despre virus. Da, și da, da. În da. uh, fiecare zi verificam febra de nu mai știu câte ori. Aveai senzația că ai febră, dar termometrul nu arată. Uh. Da, mereu aveam febră, mereu. Muream, gata. <laughs> uh, Eram nesuferit, într-adevăr, pentru că nu suportam pe nimeni lângă mine, în sensul că distanța și așa era... Nu, e... mă rog. Asta e un capitol. O altă frică, nu știam dacă o să, cum o să mă descurc în funcția de director artistic, pentru că n-am mai fost niciodată în această funcție la teatru. Frică pentru că îți dorești foarte mult să, re să reușească ceea ce îți propui și există o frică și o temere că nu o să-ți reușească, frica de acest spațiu, în sensul că revin de unde am vrut să fug și am venit și am început să retrăiesc aceleași momente, aceleași lucruri și asta a început să devină enervant, greu de suportat și frica de, de a mă plafona, de a mă... Erai dur cu tine? Uite, te-ai întors. Ai plecat și te-ai da, întors exact da, de unde ai fost da, dur cumva da, cu tine și Exact. Când da, da. asta. Da, da. Uh -huh. Fic fricat de a deveni banal, de a deveni neinteresant. Nu știu. Uh... Dar legate de existență, de trai, erau ceva. În afară de păricile astea gen cu tine sau despre noi, despre uh -huh. imaginea ta. Dar exact nu o să ai cu ce să Nu știu. Mulți se gândesc, uite, dacă mă întorc în Republica Moldova. Nu mi-ajung mi bani nici măcar pentru alimentație. Nu știu, eu sunt un om care... Sunt obișnuit cu sărăcia, în sensul ăsta. Nu e... Asta de la teatru vede, sau... Probabil, niciodată nu mi-am pus... eu n-am avut niciodată ca scop să fac mulți bani. Hmm. N-am avut niciodată... Nu știu, intenția asta sau... Adică... <laughs> Eu sunt obișnuit, azi să mâine nu, e ok, o să vină altă ocazie, e în regulă. Deci frica asta nu aveam. Mm -hmm. Să știi că n-am trăit la București bine. Ah, ok, că mă gândeam că mese dinse... Nu, nu, tins la București e... n-aveam ce mânca. <laughs> ok, te ai plecat la bine, la mai puțin bine, știi, ai făcut da, o cântărire... Da, ne... da, destul de conștient. Eram absolut convins că nu o să am ce să mănânc. Te da. rog mai degrabă, îmi pare, că de furie. Ai plecat aici de ciudă, știți, de mânie asta de, de a-mi schimba și de a lăsa tot baltă pentru ceva mai bun? Ce crezi că te-a mânat totuși să te duci? No, eu, eram, zic, eu eram conștient că o să-mi fie greu în anii de o studenție, iar după. O să fie bine. Da, să vină da, și Da, ceea ce s-a întâmplat, de fapt. Nice, bine. foarte tare. Mm. Uh, nu e periculos cu tine așa să pornești la drum, știi? Într-un adică, trip de în care nu avem produs, ok, nu-i nimic, le găsim, mâncăm mâine, Știi. Ne descurcăm, <laughs> ne descurcăm. <laughs> da. ne descurcăm. Ei, Eu când am venit la București am închiriat un apartament pentru că nu n aveau cum să-mi dea o cameră în cămin Având în vedere că aveam buletin de București, adică cu adresa acolo și am închiriat, nu știu, am stat o jumătate de an, nu știu cât, cât mi-a luat acolo în chirie, pentru că mai aveam niște bani după ce revenisem din Japonia, montasem da. un spectacol acolo. Și banii ei am putut să înțin, să intind pe chirie, să plătesc. Mai departe n-am avut această posibilitate. Ei bine, Eram la comun, în sensul că aveam un apartament cu trei camere, eu într-o cameră, o fată de la, dintr-o corpul la o corporație în altă cameră, un tip paitișnic în altă cameră, toți din România fiind, și aveam un frigider comun la bucătărie. Și aveau fiecare, aveau polița da. lui de... frigider. era plin cu mâncare. Dar la mine era gol! Da, vreau să întreabă la ei, probabil. Plin. La era gol. Așa între noi fie vorba, mâncat de la ei, mai ceva. Mm -mm. Nu? Nu? Numai ce? în momentul în care ei propuneau. Din miele, probabil, când -mi vedea că... De... Bă, nu ies că Vedeau că... <laughs> <laughs> era clean. <laughs> <laughs> Bătea cum spune mm. la noi, da? Nu, bine că era, erau vecinii. Da, erau, erau mai ținut cumva cu foame Altfel, cine știe, vorbeam acum cu Slava Savir sau nu știu. Nu neapărat nu știm dacă COVID-ul era să te da. oprează dar foame la sigur. Apoi am descoperit că uh, uh, poți să coc pâine. Aoleu, asta când? În pandemie? În studenție. În studenție poți da. să coci pâine? Adică nu aveam bani să cumpăr pâine. <laughs> Și era făina. Aveam făină acasă uh -huh. în apartamentul ăla. De căutat o rețetă pe internet, am descoperit că acel aragaz mai avea și care se vede că funcționa pentru că era un aragaz cam vechi și nenorocit așa. E, și am zis, hai să încerc, am copt o pâine, mi-a reușit. Felicitări, da, un premier aici. Da, și săptămânal, așa, în weekend, cu ceam pâine organizez un masterclass la teatru cu... <laughs> Dică... Nu că am și uitat, așa. Dar uh, era frumos, adică ne adunam... Eu aduc mai... făina. Ne adunam mai mulți, da. Ne adunam mai mulți, coacem pâine. pâine și... Imaginează, da. pentru că pâinea, de fapt, e un lucru sfânt pentru noi. Mm. Și mai ales în acest proces ăsta, pe lângă cât de amuzant e situația în care te... Exact. Aflat, e atât de frumos. Era chiar să... frumos, în că era sărăcie. Eu eram sărac, de fapt, cu ceilalți okay. Dar eu, cocând pâine, sau cum, ei veneau cu altceva. Cu altceva, exact, asta vreau. Ca să întingi cu... <laughs> Moi pâinea aia în ceva. Nu poți, nu poți cumva să, da. mănânci goală. Apropo. Și erau foarte impresionați de faptul că eu cu pâine și era atât de gustoasă. Super tare. Eu cu pâine, știi? Tu cu ce vești? Da da, 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 eu cam așa da. Uh, și cropeam o masă destul de... Ei, da, că tot cu pâinea. Eu... <laughs> eram cu inima. Cu inima, exact. Pâinea, de fapt, e inima. Da, da. foarte tare. Nu, acum înțeleg de ce amintirile și deci plecarea din București au rupt. Pentru că, până la urmă, noi nu locurile ne țin, dar amintirile pe care le creăm exact. acolo. Exact. Am avut acolo niște trăiri total speciale, adică și unice. Asta a dar și aici, acasă, ai o gașcă de prieteni, ai oameni care îți sunt alături. No. Ce te face fericit, uite, acum, în Republica Moldova? Eu nu te-am întrebat dacă ești fericit, pentru că e... Eu nu știu ce înseamnă fericire. încă Cu... tot căutăm. Okay. Încercăm să o descoperim. Acum lucrez la un text. E vorba de... La un spectacol, de fapt, la un text. E vorba de Așteptându-l pe Godot, de Samuel Beckett. O piesă bănesc care întrege absolut orice scriere. Face parte din genul absurdului. Eu nu știu dacă poți să mai scrii după ceva mai bun decât piesa asta. care vorbește despre sensul vieții, o filosofia existențialismului, unde își punând personajele, eroi de acolo, își pun întrebări despre ce e fericire. Okay. Și există un moment, întreabă, tu ești fericit și ce? nu știu, nu știu dacă am fost vreodată fericit. Adică nu știu ce e asta, mereu suntem în căutare. Fericit, ce să zic eu cu fericit? Când îmi reușește un spectacol, bănuiesc. Hmm. Sau când se joacă bine, am acele momente de bănuiesc că e fericirea asta. Trăirele? Poate că asta e fericire, dar eu nu pot să-mi explic ce este exact. Dar ce este comercializat pe la noi, nu știu, obiecte, ce facem? Atunci când primești un obiect și sunt fericit și nu știu ce. Adică comercială. Atunci când îți cumperi un lucru nou, atunci când mergi undeva într-o vacanță. Pentru mine e o păcăleală asta. Asta vreau să întreb dacă ești. Încerc să mă simt bine, asta e, să-mi facă bine și o fac intenționat. Ca să-mi fie bine, dar îmi dau seama că e pe o păcăleală, pentru că mâine va fi altceva. Da. <laughs> e... e altă zi, da. Mâine ok. Și ai revenit acasă. Da. Și ai revenit la Teatrul Ceafărum. Da, am revenit la Teatrul Ceafru. Am venit la <laughs> Ai venit, la venit la da, parte, da. da, ai revenit acasă și ai venit la Teatrul Ceafărum da. uh, în calitate de. Uh, vorbim despre director. Deja da. erai într-o funcție acum. Uh, Te-a primit lumea de acolo. Mai uh, ok, în principiu. Nu-mi dau seama exact. N-am -am stat să vorbesc cu ei, adică uh, să întreb pe fiecare. Cum ați primit, cum sunt, cum vă par? Da. No? Bine, bine, în principiu, bine, da. eu ok. Uh, oricum, eu mă simțeam ca un element străin, uh, pentru că acolo deja era o lume formată, creată uh -huh. din timp. Uh, și atunci eu, ca eu. Ca cineva din afară, urma să mă integrez. Și oricum mi-a luat ceva timp să mă integrez, să înțeleg cum funcționează lucrurile, să văd ce trebuie de schimbat, ce mi se pare absolut necesar de schimbat, mm -hmm. ca să redirecționăm drumul teatrului, parcursul teatrului, așa. Dar. Aia e, e în regulă, e bine. Ce te-a făcut să rămâi, totuși? Uite că... Avea chestiile astea de cântare. da, Anum ei, da. oamenii de acolo și echipa. Exact, are. da, și pentru că lucrez în numele unei idei, uh -huh. uh, 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 asta mă face să uh, fiu aici și asta și mă bucură când văd că dă roade ceea ce îmi propun să fac sau ne propunem împreună să facem. Crezi că dacă nu era pandemie, mai reveneai? Nu. Sigur. Slava domnului, dacă a fost Sigur pandemie. Nu Sigur, nu reveneam. Asta e în sensul... Da, se datorează doar pandemie. Aceasta te pus așa, da. te gândești la rece să Da, pentru că, zic, trebuia să rămână în București. Asta însemna chirie plătită, foarte scump. Mm -hmm. Acest lux nu puteam să mi permit pentru că nu eram angajat nicăieri. Toate proiectele pe care le câștigasem în sensul mm -hmm. de a monta într-un teatru sau în altul au picat. Pentru că teatrele erau închise, era absolut totul închis. Și, bun, puteam eu să merg o lună, două de stat prin București, dar mai departe mai ce? ce da. da. Și atunci am venit acasă ca să nu scap fix de cheltuiala asta de plăti întreținere. Aici aveai un apartament. Eu, da, aici Aveai unde sta de când nu, nu a Da, de. da, da. și cum a plecat omul ăsta din Republica Moldova cu casă aici? Pentru că mulți pleacă să facă bani pentru o casă, nu. pentru apartament. Tu deja având unde să locuiești. da. da. Ai plecat. Nu contează la tine, sigur, de data asta nu. materialul încă o dată nu. văd. Nu-i despre asta. Ce chestii ți-ți plac la moldoveni? Păi acum o să zic o chestie odată cu Venirea refugiaților în Republica Moldova, chiar am fost mândru de mobilizarea moldovenilor în sensul de a ajuta și acest lucru m-a făcut să cred că nu e totul pierdut mm -hmm. și că putem să demonstrăm că suntem oameni și asta e foarte important. Sper, da. Lucrurile astea au șocat o lume întreagă, nu doar pe noi cei de aici. Da, și sper să. Ne ținem în continuare să putem face lucruri frumoase. De fapt, despre asta e vorba în da. viața asta. Știi că... Exact. Ceva să ne bucure ochii exact. și sufletul. Da. zim te rog, crezi că națiunea asta de ospitalitate la moldoveni este deja un mit? Chiar dacă... Eu cred că da, da. Ai deja e, rămas e, în... e pompată, îți dai seama. E... Toți au cu ce să mândri mare, munți, dar noi cu ce? Cu ospitalitatea. Hop. Mie mi se pare umflată puțin, în sensul de uh, le... Gen, nu știu, Și e diferit, adică sunt unii, unii care chiar sunt foarte ospitalieri sau așa și alții mai, mă rog. De ce crezi că vor Moldoveni să ajute? Că chiar uneori nu aveam din ce. mai mi se pare în primul rând că e uman. Doi la mână, oricând putem fi noi în situația asta. Mm -hmm. Și sunt absolut convins că vom fi foarte recunoscători de faptul că cineva ne va găzdui, ne va ajuta. Uh -huh. Să zic că e în firea noastră de a ajuta, poate că da, dar eu cred că asta e uman, bănuiesc că toți, la fel cum România ajută refugiații din Ucraina. Uh -huh. Dar nu în contextul ăsta. Nu că alții n-ar ajuta, vorbim despre noi de aici. poate că ține de cultura noastră până la urmă, nu știu. Nu mi-am explicat niciodată. Deci, care mai sunt valorile noastre ca moldoveni? Nu știu. Oare le mai avem? Eu nu știu ce să zic. Aici. Întrebările astea mi le-am pus, zic, chiar și în pandemie, lucrând la spectacolul Tata, ce înseamnă valoare, ce înseamnă noi, cine suntem noi, de fapt. Exact. Tot bună și asta. Exact. Avem, avem o problemă de identitate, și atunci până că ele merg mână în mână, știi, la fel și valorile și așa. Și ne cam pierdem în tot. Da, da. Dacă am lucrat la acest aspect, dacă ne-am hotărât până la urmă cine suntem cu adevărat, până că și valorile ar veni odată cu decizia noastră, adică cine suntem români sau ce suntem noi moldoveni, ci cine suntem de fapt. Spuneți-ne, vă rog, da? Okay. Exact, da. În, și mă gândeam -o cât de mult anume chestia asta, moldovean, român sau alte, vorbim despre alte, alte etnie sau cetățenii pe care noi le avem, cât de mult ne influențează pe noi să trăim aici în armonie acasă, în Republica Moldova. Cum crezi? Mm. Eu vorbesc române, tu vorbești ne influențează în sensul de ăsta? De relațiile noastre interumane. Ține de inteligența, bă, fiecăruia. Nu știu, eu nu sunt omul care să, nu știu, să lupt pentru a se vorbi doar românii aici. Sau, mm -hmm. Nu știu cum să zic, adică încerc, încerc să respect fiecare om și pentru mine nu contează limba în care vorbește. E loc sub soare pentru toți. Și atâta timp cât ne înțelegem și putem să facem lucruri frumoase, putem mm -hmm. trăi într-o armonie. Nu știu, e... Ok. Deci, pentru mine, dacă mi se adresează în rusă, eu nu sunt musai să vorbesc cu el în română. Mm -hmm. Nu. Nu, eu știu de... Nu, categoric. Pot să vorbesc și în rusă, n-am nicio problemă cu asta. Uh, Dacă vorbim despre valori și spuneai că ar trebui să lucrăm la ele, cum crezi? tu, uite... Tu, Slava Sambreș, cum ai putea să contribui la identificarea și crearea sau șlefuirea, nu știu, renașterea unor valori naționale? Păi asta, prin spectacolele pe care le fac, prin temele pe care le abordez, tot la teatru mă refer, într-un timp sau chiar și acum sunt foarte influențat sau impresionat de. Pozele vechi, iată, ăsta Zaharia Cușnir, șnir, mm -hmm. acum proiectul Ram albastră, pentru mine contează e parcursul istoric al Republicii Moldova. Pe mine asta a, 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 mă atrage cumva, ține aparat să descoper, să scot în valoare, să înțelegem ține cine suntem, pentru că atâta timp cât nu știm de unde pornim, de unde știm încotro mergem, adică care e viitorul nostru, știi. Mm -hmm. În sensul ăsta. Îi putem invita pe diaspora acasă să participe împreună cu tine și, de fapt, la spectacole tale, credeți că, crezi că astea le i-ar atrage? Eu cred că da, asta. Pentru mine asta este un moment sensibil. Mm -hmm. Și tocmai acest moment sensibil iar face pe oameni să revină la spațiul nostru, la, la și da, nostru comun, în sensul ăsta. E un moment destul de sensibil. Uh, și, în, într-adevăr, uh, pozele bine care sunt postate pe Facebook și așa, cu vechiul Chișinău, cu uh, satele, gen, unele sate care, care au existat comunități evreiești, care au fost uh, destul de dezvoltate în sensul ăsta, sau cum trăia lumea atunci, uh, cum era Moldoveanu, uh, acum și vorbim de perioade, Trezește o, o, o sensibilitate, așa. De neam, de țară. Din... Exact, știi cum? Și atunci vrei să vorbești despre spațiul ăsta în spectacole tale? Vrei să vii cu probleme care se întâmplă acum? Mm -hmm. Despre familii vulnerabile, despre sărăcie, la fel, despre oameni care sunt ignorați de către autorități? Și având atâtea probleme, cum îi mai putem chema acasă pe toți? Sau îi chemăm să facem împreună? Da, pentru asta. comunitate. comunitate. <laughs> da. Împreună să creăm o comunitate. Da. Pentru că, da, imaginează, ai plecat în București, acolo deja multe chestii sunt făcute în comparație cu ce exact, avem noi. Da. E ușor să te adaptezi cu bine, exact. știi? Adică, e mai greu să rămâi și să faci ceva, ceva da. aici. Înseamnă că aducem lumea acasă totuși, că avem nevoie de ei. Pentru mine asta ar fi un vis. Să vină toți acasă. Da, cred că Ele... țara ar fi puternică atunci. Veniți acasă. Uh, mm. Crezi că ar veni dar de ce mare? Dacă ne gândim la ce plecați. Acum o să judic din punctul meu, de vedere. mea, în sensul ăsta. Că odată ce te integrezi într-un spațiu, mm. este greu deja să te rup de acolo ca să vii, pentru că oricum îți trebuie o reintegrare Exact. Aici. Chiar, chiar dacă, dacă ești de aici, Chiar dacă ești de aici. Plus uh, frica asta de a reveni la sărăcie uh, există. Plus uh, mulți oameni sunt total dezamăgiți de conducere sau așa, în sensul că da, da ce? Se merită? De ce uh -huh. munci eu acolo? De ce? Dar ce-mi dă mie statul sau ce mă oferă. Există așa, așa întrebări. Da, avem. Cam asta. Bine, oricum, acum mi se pare că odată cu pandemia au mai revenit oameni în țară. Da, cumva pandemia Am, și -a, a făcut lucruri lucru bine. Și a venit bine. Ăla, A venit, da. ăla, a, venit ăla, a pornit ceva, încearcă să facă ceva, lucru care mă bucură. Ziceam că pandemia și-a făcut lucruri bine, da, adică da, în sensul de a duce oamenii da, noștri acasă, da. adică nici de cum nu sunt ceea ce s-a întâmplat da. și nu da. sunt de acord. Vorbim despre revenirea oamenilor acasă și sunt sigur că cei plecat cel mai mult le sunt și le este doar de tradițiile noastre. Slavă Slava Sambreș, custe cu tradițiile din Republica Moldova? Ia zi care îți plac? Ce tradiții de moldovenilor îți plac la nebunie? și le păstrez cu sfințenii. N-am. nu știu. Cu mai merge acum? Nu, <laughs> nu, nu, nu știu dacă păstrez ceva. Bun, când mă duc la țară de Paște sau așa, sau chiar de Crăciun, îmi place să-i aud pe copii sau de Paște, cum sunt anumite tradiții, dar merge la... Biserică. Cimitir, biserică, da. nu știu, mi dragi pentru că sunt legate cumva de copilărie în sensul ăsta, știi? Tot amintirile joacă exact, aici. Exact, și este o soi de, să zic așa, nostalgie, așa, mm -hmm. dar este, trebuie să recunosc că este. Ori eu nu păstrez de felul meu tradiție, <laughs> nu știu, adică da. Astăzi e o sărbătoare, de sărbătoarea asta nu știu ce se face anume, nu astăzi, A, nu, că nu, 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 nu. ai chestia asta. Sau că azi nu se spală, eu n-am așa ceva. Este așa tradiție că azi nu se spală? Da, există sărbători și azi nu trebuie să speli. A, trebuie hainele, să... stai că... Da, la haine. <laughs> la haine <m> <laughs> bine. Şi da. Și zic că atunci, da, maică-mea are, mă sună, deși îmi spune, ce faci? De eu zic că am pus la spălat și nu tu spelează sărbătoare? Nu spăl spăl mașina. exact. să e păcatul ei. <laughs> și să le asume, știi? Exact. de fapt. <laughs> ok. Dacă să vorbim despre tradiție și din chestii, ea că nu spăla duminica sau sâmbătă. Mm. Nu? Eu am chestia cu capul. Tot, gen, bunica mi-am spunea, nu îți spăla capul duminica că o să-ți cadă părul, știi? Și acum când uneori mai cade părul, știi? Oh, bune, știi? <laughs> <laughs> menit. <laughs> <Tot> <laughs> e menit, da. Exact. Tu cum crezi? mai sunt chestii care îți păstrează genul, sau cel puțin când ies moldoveanul din tine cu expresii de genul. Nu, cu expresii de genul iese în momentul în care uh, fac o glumă, fac o glumă în sensul ăsta sau ironizez. Așa, doar așa. Nu. Altfel nu iese moldoveanul din tine. Bun, cred că mai iese așa. <laughs> <laughs> La uh, fraze de astea de ochiate mm -hmm. care vin din popor, uh, da, iese moldoveanul din tine. Cu ce ar trebui Moldovenii să se mândrească? <laughs> da, cu ce oare? Hai să ne gândim. Ajută-mă. Nu știu, nu știu de ce mi-a venit la grânie, la câmpurile galbene. Mie mi îmi plac foarte mult când greul este galben pe, ah. pe câmpuri. Și mi-a venit de asta, dar... Nu. Asta e al meu, știi? Tu mândrești cu, cu coale tale nu știu, încerc. Hai să răspund la întrebarea asta, dacă parcurs. Dacă îmi vine, zic, ții minte când mi-ai pus întrebarea aia? <laughs> <laughs> Iată, eu acum am găsit un răspuns. Acum nu vine. Bine, atunci. Hai să, dacă ne oprisem la tradiții și vorbeam despre tradițiile aceste și obiceiurile, tu ai o mâncare favorită ca moldovean? Eu am multe. Mi-mi place să mănânc. Nu, nu Asta... Se vede. <laughs> nu, vreau, asta vreau să zic că e la toată lumea, dar vreau să zic ceva, uite, moldovenești, când vorbim acum de și nu știu, pizza, de fapt, că nu sunt de ale noastre, ce mănânc, uite, Slava Sambră și topit după... Plăcintele. Mm -hmm. da. Ok, plăcinte. cu care? Cu ce-ți plac? Cu brânză? Cu... Brânză, cartof, varză, tot. Dar, nu știu, mi-a venit acum o chestie, gen, tai că amator de plăcinte cu brânză și cunoscusem un băiat care nu-i plac plăcintele cu brânză, dar îi plac cu varză și eram ce fel de bărbat, adică în <laughs> viziunea mea bărbat trebuie să mănânci atunci, de fapt, că acum le-am mai schimbat. Mm. Ce alegi, brânză, cartofi sau varză? Brânză. Brânză, ok. Și încă friptura, mămăligă? ligă. friptura, mă sau... mămăligă, exact. Zeama când și cum? Carne din zeamă. Mă rog, da. <laughs> ok. Ce sunt? Sarmale? Foarte rar. Dacă au carne. Nu, nu neapărat. Îmi plac și asta de post, dar nu tot timpul Nimerez cu... Adică gustul la care de sarmale în sensul care să... Adică să mă sincronizez nu. cu gustul cum e făcută făcută. Că... făcută. Cum sunt făcute în sensul uh -huh. ăsta. Sunt să o coincidență. <laughs> Între tine și s s -s -s -o, o chimie. O chimie. Sarmala. <laughs> Zim, te când, ai plecat, când erai plecat, în București, nu? De fapt, tradițiile noastre cu cele a românilor sunt destul de apropiate. De ce ți ți era doar? Plăcinte. Plăcinte. Păi da, au și Nu sunt calea noastră. Uh -huh. Total diferit. Plăcintele anume. Da, au plăcintele de burduf, dar e făcută altfel, a luat-o e altfel. Prânza ori e foarte sărată, uh -huh. foarte sărată sau foarte dulce. Și mai și, Adică e multă împlutură, vine mai mult ca un. O... Nu e plăcinta noastră, nu! <laughs> nu avem alt tip de plăcinte. Da, și sunt bune. Da. Îți plac, nu moldovenești? Nu. <laughs> Ce anume exclude acolo? Spălatul mâinilor sau la naș? Sau... A, tu vorbești de tradiții? Tradiții, dar nu înțeleg moldovenești. Nu, ca tradiții El... nu sunt... S... N-aș spune că nu-mi plac. Chiar și acel dezbrăcatul miresii sau așa, un moment sensibil acolo, lumea plânge și chiar am de la viața de, de fată, mare. Fată mare, liberă și să... Se... Da, astea sunt tradițiile. Nu-mi plac nunțile pentru că mi se par absolut fără sens. Această competiție de a face o nuntă mai pompoasă decât a vecinului, a lua credit pentru a face Dita mai nuntă ca să câștigi din asta, Sunt apoi ce? să dai banii pentru. Nu, nu înțeleg, M -m mă depășește. Mm -hmm. Ok. uh... Îmi plăceau nunțele de cândva din copilărie ale care erau făcute în cort, cu paie pe jos, cu covare pe pereți, cu uh, salfici tăieti, așa cum și care le bătea uh, Poate nu dădeai bani de aia, da, nu crezi? Nu, nu are, nu -are, nicio legătură da, cu bani Cu muzicanții într-o uh, într remorcă. Oh, da, da, mi-aduc aminte. Sus la înălțimi erau de obicei da, lumea. da exact. Alea erau frumoase. <laughs> și se făcea o horă acolo toată lumea. Era, era mișto. Yeah, am un prieten la Sibiu, uh -huh. tot în nostru. am plecat odată în România, el a rămas acolo uh, și acum vrea să se Și vrea să-și facă nunta în sat. Uh -huh. Vine din Suhul în uh, satul Raionul Teleniști. Și vrea să-și facă nunta în cort. Wow. Ca pe timpul. Mm -hmm. Să pare frumos. Da, și mie îmi pare frumos, gender. nu exact. știu dacă aș merge la asta, știi? Eu, a, da, eu la te mă duc. Da, a, a, nu, te dus mă duc, adică da. dar gen mea de, mă gândesc. Da, e nice, sună foarte bine. Am fost, pentru că le-am prins și eu cu siguranță în mm -hmm. regiunile noastră, se făceau mm -hmm. și puteai să mai vii și un pic și ne invitat acolo că era ok. De de, da, da. Spațiu liber. Dar așa la masă, da, stăteai, mai vedeai, mai dansai și plecai în... Da. Ok, dacă revenim noi la subiectul nostru și cu moldovenii yeah. de ce plâng moldovenii? Slavă. Bănuiesc că sunt foarte sensibili. Adică suntem foarte mm -hmm. sensibili, nu știu, ne place să ne plângem. Această acest meoritic așa persistă. Dramă. Da, suntem un pic așa dramatici. Ne place să ne jelim așa să ne plângem, să Vai nenorocitii de noi. Există această Lucru care mă enervează, de fapt. Aș vrea să fie pe invers. Să lucrăm, să fim tari, să demonstrăm, să nu știu ce. Să... Adică să... să nu ne complacem uh -huh. nu a ne a, plângem. Asta era și următoarea da. mea gen. O jucăm bine pe chestia asta cu drama și cu, cu victimizarea. În... Da, da, există. Crezi că suntem un popor curajos. Nu știu. Nu. nu știu ce să zic. Nu cred. mai acum poate răspunsurile mele nu sunt tocmai în, în, în conform așteptărilor tale, <laughs> dar eu sunt sincer acum. Eu nu, nu știu ce să zic. Nu știu. Pe nu că așteptările mele, de fapt, să <laughs> astea că le am, nici măcar nu le am. Eu nu știu ce să zic, dacă suntem un popor curajos. Da, rămâne să vedem asta în timp, cât de curajos exact, suntem noi ca popor și dacă avem suficient curaj pentru a face multe lucruri. Mă gândeam dacă moldovenii trăiesc din plin fiecare zi și senzația asta de a fi fericit azi, indiferent de ce se întâmplă afară, ne caracterizează pe noi. Și dacă nu, ce ne face să fim un pic mai triști și un pic mai. O să, o, să revin la ce, la ce, ce am zis mai sus. Sărăcie, uh, lipsa culturii, uh, o deznădejde. Nu, acum, hai să vedem peisajul nostru a satelor noastre. Frumoase satele. Frumoase, dar părăsite. A plecat. Sunt Oameni singuratici, avem chestii foarte frumoase aici, ca să vorbim frumoase. de locuri. De... Asta vorbesc. E frumos, dar e și dureros în același timp. Uh -huh. Eu am această. Uh, uh, cum să zic? Dorința vara de a merge prin sate. Uh -huh. Și merg deseori în nordul Moldovii, sudul Moldovii. E frumos, într-adevăr, dar miroase foarte tare a sărăciei. Uh -huh. Și mă întristez când văd sate depopulate, case absolut frumoase. Adică, vezi o casă a fost foarte frumoasă casa asta. Și e dureros când o vezi cum se... Că e singură, că se distruge cu stie. Da, pentru că am plecat. Dar pentru absolut. ca să populăm, trebuie să-i aducem înapoi. Tocmai, da. Din, uh, și... Mi-ar plăcea, ca... și mă uit cu admirație la unii, chiar și străini, de exemplu... Uh, știu despre un francez care și-a cumpărat o casă într-un sat, face cașcaval, -a și-a construit da. singur casa. Și pentru mine e un cu atât admirație la omul ăla uh -huh. și cred că mulți am fi capabili să facem. Sau cum a venit în, în, odată cu pandemia, mulți și-au cumpărat casă pe la uh, sate. Și mi se pare absolut frumos lucrul ăsta. Pentru că vara îi pot să meargă acolo, să stea acolo. Uh, da, să citești, să asculti o muzică, să ai o conexiune foarte directă cu natura, să meditezi. Să te bucuri se... de ce Da, ai. mie mi se pare un lucru foarte frumos. Și contribui la viața în satului, la salvarea celor case. Pentru mine asta înseamnă o casă frumoasă, tradițional moldovenească, pe mine mă atrage, mă sensibilizează foarte tare. Crezi că oare în Moldovenii ultimul timp fugim de originele noastre? Dacă chiar vorbim și despre cele tradiții cu care, bunei, părinții noștri le respectau cu sfințenie. Noi... Nu, că, nu, că, nu, nu neapărat că fugim, ele nu mai devin importante în sensul ăsta odată. Se pare că și e și efectul globalizării, cumva. Mm -hmm. Occidentul Numai, lor cu Da, as... nu mai devin importante, nu mai au pondere. Lumea vede altfel lucrurile, au acces la informație, lumea circulă și atunci aceste tradiții. Devin foarte îndepărtate. Adică. Mm -hmm. Și nu ne regăsim. Generația noastră, puțin probabil, ne regăsim. Probabil, da, mai chesti... puțin. Eu mă uit la nepoții mei, care nu se regăsesc deloc în tradiții. N-au umblat curatul, le este jenă să se ducă. Ei nu înțeleg asta, râd de chestia asta. Adică. Da. Se schimbă lucrurile, se schimbă. Da, dorința de Occident și dorința de a fi poate exact. ca alții sau de a fi mai moderni, mai contemporani, cumva ne-a făcut unele lucruri, da. să le șlefuim, zic exact, eu, nu da, da. 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 să le șlefuim pe locuri, că mai practicăm în... Ce trei lucruri ar schimba Slava Samre în Republica Moldova? Să se, invente... să se investească cât mai mult în cultură. Să inventeze investiția în cultură. Să, da, exact. <laughs> să se investească mult okay. în cultură ce să zic acum, spitale, școli, vorbesc despre sate la care trebuie să atragem o mare atenție și ca oamenii să să, să fie motivați să lucreze, adică în interiorul țării, în sensul că pentru a valorifica ce avem aici. Da, lucrurile care care țin de noi, adică cu ce te identifici tu, în sensul ăsta. Să fi foarte sincer. Ce înseamnă acasă pentru Slava Sambreș? Echilibru. Mm -hmm. Emoțional? Da, emoțional. Echilibru, da. Siguranță. La ce visează, Slava? La ce visează? eu, oare? Acum, te rog, spunem gândurile, da? Da, să se spună în shop, să nu le aud toată lumea. Apropo, ești superstițios? La... Da. La vreau să fim, să devenim buni. De asta ai spus în șapte. Da? foarte rea. Azi. Unii. Uh, unii dintre noi sunt. Nu noi, tot. To toată to lumea <laughs> e rea. Am vrut să, fac, să închid cercul, să-l fac mai mic. Nu se, dar... se referă doar la Republica uh, Mi-a venit cât să tai pe gânduri, zic că ești superstițios sau cunoști superstiția asta, gen dacă spui un vis cuiva, nu se îndeplinește. Ia am uneori. Am, am. zis că ești este moldovan m în tine Păi adică da, zic, da. mai am. am. Da. asta. Adică. Uh, dar asta ține de fricile mele. Mm -hmm. Sunt strâns legate de fricile mele. Și atunci încep să apelez la aceste superstiții. Na, mm -hmm. da, un fel de păcalea la care <laughs> <îi des. laughs> Mă rog. Ești mulțumit de viața care o ai no. acum? Nu. Azi și aici. Nu. No am vrut să continui, poate scot altceva. Nu. Ce ai schimbat? La ce lucrezi, de fapt? Că eu știu, lucrez să schimb multe. La ce... Nu lucrez să schimb ceva în viața mea personală, lucru care, de care nu sunt mulțumit, mm -hmm. pentru că ar trebui să atrag o mai mare atenție calității vieții mele. Ok. Dar sunt foarte preocupat de teatru, și tot timpul mi de dedic teatrului și viața mea personală devine pe planul 2 sau chiar 3. Mm -hmm. Ok, știi cum era unii viața personală? Stai da, să nu, nu, domnilor, știi... Știi... <laughs> Ce înseamnă viața personală? Știi? Da. știi să dai index. E păcat. Start, poate, din 2020 de acum, în a doua jumătate. Nu știu, nu, știu, nu, cred, nu știu dacă se va schimba. Poate odată cu vârsta, cu bătrânețele, nu știu, poate s-au întâmpla lucrurile astea. Dar de când mai știu, așa sunt. Mm. -hmm. mm cumva. Contează mai mult. Mai întâi ceilalți și după care eu. Da. În, da, da. Vorbim și acest podcast este pentru cei din diaspora, spuneam. Și nu pentru ei doar. Pentru noi toți să vedem oamenii frumoși care au plecat și au revenit și fac lucruri minunate cum faci tu la Teatrul Ceafărului. Și urmează să mai faci. Da, doamne, știu. Uh. Eu îmi doresc, zic, cu dorința mea, iată una din dorințe, este ca lumea să revină acasă transmită un mesaj. Ca să facem împreună lucruri frumoase, ca să construim o comunitate faină. Te-i frumos să te bucuri de, pentru vecinul tău, știi cum? Să ne bucurăm unul pentru altul, Se pare așa de... Pare utopie ceea ce zic, dar nu cred că nu se poate de realizat. Se poate. Să cred. se bucure unul de altul, știi, omul, oamenii. Să scoatem din context să moară capra vecinului. Da, exact. <laughs> că le mai avem. Ok, eu mă bucur că ne a fost astăzi de alături și am discutat... Ce și terminat? Nu știu, vedeam mai... <laughs> <laughs> mai aveam întrebări. Era un alt context. Vine okay? Okay. colo-mperatură. Stăieți aici și aici. Da. Ok. Slava, dacă vorbim despre teatru și am vorbit despre teatru, continuăm despre acest lucru, cum s-ar numi o piesă regizată de tine pentru cei din Desper? Vai, vai, vai. <laughs> <laughs> ok, vai, vai, vai. Nu, 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 vai, vai, vai. <laughs> Asta eu uh, încerc să gândesc cu titlul. Merită, poate. Merită? Da. Merită. Se merită. Ceva de. Dar știi cum e? Ar trebui fi trebuit să. Știi, hai să facem mai <laughs> ca un îndemn, ca. E păcat să. că distrug lucrurile la noi, știi cum. Și facem în alte părți ale lumii. Da, da, Când în sensul ăsta, da. Avem nevoie. Mm. Da, mie îmi place și mă gândeam acum eu dacă aș putea să fac, zice, mai dați-ne o șansă. Sau mai dați aceste țări o șansă hai să mai încercăm o dată. Da, e cam, cam, în ideea asta. Da, Ne-am dus și noi spre dramă, dacă observat. Cred că tot din direcția de teatru, eu cu trei... Nu? Tu Permanent. Nu e ceva nou. Și <laughs> îți mai spuneam la început că în caz că ai nevoie de bună dispoziție de și de stare... Zi, de fiecare dată când mă invită cineva la un interviu, <laughs> eu, eu mă plictisesc de mine. <laughs> Și <laughs> voi asta spuneți, da? <laughs> da, da, da. Nu, după mine eu cred că a ieșit bine și am discutat chestii frumoase. Dar, gen, cu un mesaj pentru cei din diaspora, eu cred, și nu doar pentru ei că am zis că vorbim în continuare, dar mă gândesc că ce ar vrea să audă ei de la conducerea țării, dacă ar decide să revină. nu, 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 nu știu ce să zic. De fapt, oamenii ar trebui să aștepte ceva de la țară sau uh, ar trebui să depună ei efort sau să vină să facă. Păi, e ciudat pentru că e, e, există supărarea asta, știi, pe țară. Păi, de asta și mă gândeam. De ce mm. suntem supărați atât de tare pe există ea? Există supărarea asta pe guvernare, pe cei ce se întâmplă, pe corupția de aici, pe. Slavă Sameș, pe ce e Pentru faptul că tot dai șanse, te implici și cumva tot ne bălăcărim în aceeași. În sensul că pe faptul că nu se schimbă lucrurile. Crezi? Eu parcă văd lucruri că se mișcă acasă și chiar îmi place ce văd. Poate că eu îmi doresc prea mult. Și totodată. Gramada, știi? Poate că da. Da, eu cred că avem nevoie de răbdare în primul rând da. aici pentru a face ceva și a contribui ceva. Avem nevoie de răbdare cu oamenii pe care avem și tot. Și părerea mea că... Și poate că mulți nu au această răbdare, știi? Cred. Da. Lumea zice că ar vrea mai mult gen să trăiască, hai să-mi trăiesc bine și ok, decât să muncesc și să mai dau încă vreo 10-12 ani. Există și asta, da. În sensul, și ei au mereu Uh, frica asta se merită sau nu să fac pasul ăsta. Mm -hmm. Știi ce zic? Da. Și de zic titlul de piesă de spectacol ar fi merită totuși. Hai, să încercăm. Hai să mai De ce ar merita știi? să revină? Și eu parcă să ăsta Vladimir din Godo, știi, că l așteaptă pe Godo <laughs> și îl vede că nu mai vine, adică de 60 de ani de o viață întreagă l așteaptă. Și în fel de Don Quixote din ăsta, știi, mm -hmm. că. Hai totuși, să mai așteptăm o zi. Că poate o să vină. Dar poate o să vină mâine, știi? Atât de tare rezonez cu asta, pentru că e de felul meu sunt așa, știi? Că dacă nu mi-aș da această șansă, știi? Mm -hmm. Nu știu... Zi de zi? Da, nu știu încotro merg, nu știu care-i spașii mei de mai departe. Știi ce zic? Da. Hai încă știi cum era. Hai mai tragi da. un pic. Hai, hai încă dată. Cum, Pentru că asta îți dă, încă o dată, știi cum, un fel de refresh da. corpului, emoțiilor, trăirilor, tot. Pentru că știi încă să mergi, cum spunea cineva, dacă nu ai o direcție încă să mergi și îți fac alții drumul sau o da. apuci pe rătură, știi? Mm. În, ia că în Moldova, de mine, o apuci pe rătură. În, tare, îmi place expresia asta, apropo. <laughs> în, cunoști oameni care o apuc pe rătură.

Ok, dacă l-aș întreba pe cineva din actorii tăi, am vrut să dau un nume, dar nu știu, ce ar zice de tine? Nu știu. Sunt curios și eu. Sunt curios și eu să aflu, nu știu. O să-l întreb și o să revin. Da, chiar sunt curios. Nu știu ce să zic. N-am stat să întreb ce ai zice tu nu de zic. mine. <laughs> nu. Nici dacă mă acceptați sau nu în gașca voastră, da? N-am cum ce -ai așteaptă pe moldoveni acasă? Plăcinte, mă mâlic, vin. Ai arcurat. Mai o să zic, iarăși, acești sărăcie la, 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 dar revin la aceleași cuvinte. nu vreau, pară o dramă cu in, nu știu. E, mă repet, ea așteaptă un spațiu unde trebuie de investit, de lucrat, de muncit, de, de avut un scop comun. Nu știu, cam asta ar fi. Și noi avem nevoie de ei. Pare un pic așa socialist, dar... <laughs> <laughs> nu știu cum să zic. <laughs> și noi avem nevoie de ei. Da. Cu siguranță. Da. În, pentru... Exact. Avem nevoie de ei. Pentru... E, e, trist că, zic, e, pentru mine e o nenorocire în depopularea țării. Noi deci ce noi avem oficiu, știi cum? Este în bancul cealaltă. Ceea ce e oficiu, restul sunt în toate. Da. Ce ai vrea să le spui la ăștia care au rămas aici și nu au plecat? te-au așa-așa, de-al de mine am vrut să zic care au stat-o, tras-o. Nu că n-am avut mai mult de mâncare, dar... Și nici nu-i despre mâncare. Să contribuie, să susțină ceea ce este frumos, o idee frumoasă, locală, să susțină, prin orice. Prin prezența lor, prin același share pe Facebook sau așa. Aportul lor contează. Aportul comun pentru susținerea unei idei. Adică, există un om sau o echipă de oameni care fac niște lucruri frumoase și ține de Republica Moldova. Și acum mă refer la folclor, tradiții, nu știu, identitate, toate legate de noi. Merită, merită, trebuie susținut. Trebuie. E foarte ușor să dai cu piciorul un lucru, știi. Da, repede să trec. Frumos da. a... să susținem, să lucrăm împreună pentru a a valorifica o idee. Haideți să punem cot la cot, umăr la umăr și să lucrăm da. împreună pentru binele și frumosul acestei țări. Da, da, cred că merită. Îi chem pisoi la teatru. Absolut. <laughs> ok. Da, la teatru trebuie devenit. De... Ce planuri mai ai cu teatru? Mai dai din casă pe lângă asta? Da, uh, mai dau din casă. Hai, da. te rog. Uh... Acum uh, urmează să vină uh, un regizor din Ungaria, un tânăr regizor, uh -huh. uh, trebuie să montez un spectacol pe care l-am conceput încă înainte să înceapă războiul. E vorba de trei surori de cehov. Acum sunt o parte care, mă rog, se uită foarte sceptică. De ce ru, autor rus și așa și... Acum ne legăm de toate. Absolut, da. Bine. Deci și mi se pare și asta puțin de extremă. Da. Adică trebuie să există un echilibru în sensul de ura nu este tocmai... Nu despre artă. Uh. Da. Ori băiatul face un spectacol văzut într-o cheie foarte nouă, uh -huh. proaspătă, cu cine știe ce interpretare o să-i dea. Nu cred că o să ignore evenimentele care se întâmplă peste deal de noi. Poate că o să facă o întorsătură total neașteptată, sunt curios și provoc oamenii să vină să vadă acest spectacol. Uh, un alt spectacol uh, urmează să se întâmple cu o regizoare locală, Luminița Țicu. În toamnă trebuie să vină un alt regizor pe care l-am invitat. Încă n-am negociat textul, deși mi-ar plăcea să fac un Shakespeare. Mm, uh, foarte frumos. Și cred că după Revelion o să vin și eu cu o nouă montare. Minunat. Abia Dacă nu faci el Shakespeare, o să fac eu un Shakespeare. Ai, te rog, mi-ai promis, vezi, că <laughs> da. eu îmi notez aici. <laughs> da. Adică avem... Uh, uh, propuse în teatru lucruri foarte frumoase. Acum este important să avem fiecare răbdare, vorbesc acum de echipă, să fim împreună, să ne ținem că avem un scop comun, care este bine definit la noi în teatru. Și sper să ne reușească să ne ținem de acest plan. Baftă? Mersi. Și un alt vis de-al meu este să încep să, să, ieșim cu teatru din uh, țară, adică să ieșim peste hotare pe la festivale, pe la... Oh, foarte bun! Da. Ideea, minunat! dar ar cam trebui. Succes! Mersi din pumnii! Abia aștept să vă aplaud de undeva din prin Viena sau din uh, <laughs> un alt oraș european, nu contează Mulțumesc. oriunde. Mulțumesc mult că ai fost astăzi la revenire care inspiră. ne a inspirat. Recunoscători. Ești... Te da. unde și cum? Dar am vorbit despre realitate. Da, adică mie nu, îmi -mi place să vorbesc despre realitate în sensul ăsta. Fix cum vibrez eu. Na, nu. Bine. Îți mulțumesc. Îți doresc multă baftă ție și întregii echipe. Merci. Și voi urmăriți cu drag. Toate bune. Mersi mult că ai fost alături. Mersi. Mulțumesc pentru invitație.